Am primit noul laptop Asus ROG împreună cu Alan Walker. Este o dita mai cutia și voi împreună cu mine o să aveți parte de experiența de unboxing. Îl am de o zi stăcutia asta în casă, ard de nerăbdare să-l deschid. Este sigilată, ați vedea că este sigilată și o să ne ocupăm chiar acum de unboxing. Bam, bam, bam. Ia să vedem. Ghicesc ce este aici? Aici cred că este... Nu așteptam la asta. O șapcă. O șapcă branduită cu Alan Walker. Foarte cool. E bine, nu? Ce mai avem aici? Un cablu de alimentare. La colecție. Și nu o să vă vină să credeți, niște șosete cu Alan Walker. Sper că sunt mărimea mea. Ce mai avem? Ce mai avem? Bineînțeles, power brick-ul care, hai să vă arăt, este și el branduit cu logo-ul ROG, foarte frumos. Avem un cablu USB-C aici, care o să aflăm imediat și o să-l folosim. Și, ia să vedem. Asta este husa. Mamă, cât de cool este. Cam așa arată husa și cu chestia asta pe... e buzunăraș? Nice! Foarte cool. Zici că e... e branduită cu Republic of Gamers, Join the Republic și bineînțeles cu semnele de la Alan Walker. Foarte mișto. Aici ar trebui să fie laptopul. E greuț, dar să aflăm imediat de ce este greuț. Iată ce avem aici. Asta este cutia în care este laptopul, de fapt, care arată ca un fel de controller de DJ, ceva de genul acesta. Cred că se vede și abia aștept să vedem care e treaba cu el. Și am ajuns și la laptop? Ăsta este laptopul. Nice! Îl deschidem imediat. Da. Stați așa, că pe mine m-a... gata, v-am zis. Aici se bagă cablul USB pe care vi l-am arătat mai devreme. Și ăsta este de fapt un controller de pe care o să pot face niște chestii. Are niște sample-uri aici, de aici se pot da sample-uri. Start, stop, viteză, efecte, ceva. Abia aștept să îl conectez și să mă joc cu el. Stați așa că aici mai este o cutie. Hai să vedem ce avem în această cutie. Manuale. Ok. Nu se uită nimeni în manuale. S-ar putea să mă uit eu ca să știu ce facem cu asta. Așa. Conectată frumos, tot. Ne jucăm imediat cu ea și hai să vedem și laptopul. Doamne, o să-i rup sigiliul ăsta sau o să-i dau plasticul, de fapt. Mamă, se simte atât de fain și atât de cool. Bine. Presim că nu așa se desface chestia asta. Ăsta este laptopul. Cam așa arată. E de 14. Și are chestia asta cu ROG și Alan Walker pe spate. E frumos. Pe față, la fel. ROG, Alan Walker și... Chestia asta din material, cam din același material din care e făcută și husa și îmi place foarte mult bucata asta cu albastru de aici, care strălucește așa. Și aici se va întâmpla o chestie pe care o să o descoperim imediat, dar hai să deschidem laptopul. Cam așa arată laptopul după ce l-am deschis. Se văd tastele A și W, bineînțeles, colorate frumos și ieșite un pic în evidență de la Alan Walker. La fel, tastele de Shift și Enter. Albastră așa, îmi place tare mult. Escape, la fel, colorată. Mă, abia aștept să-l folosesc. Și din ce am înțeles, laptopul ăsta are și un sistem de sunet foarte mișto. O să-l testăm în câteva clipe. Îmi place foarte mult feel-ul. Îmi place cum se simte. E ușor. Are 1,7 kg, dacă nu greșesc. Nice. Hai să vedem care e treaba cu el. Bun, ăsta e laptopul, l-am pus și l-am încărcat să fie bateria full și hai să-l vedeți
cât de mișto este când pornește. Ah, apropo, îmi place chestia asta, îl ridic și se ridică, stă ridicat așa. E o chestie pe care n-am mai văzut-o la alte laptopuri. Poate o exista, dar nu știu eu. Apropo, ia uite ce șapcă am și, hei, ia uitați ce ciorapi am. Foarte cool. Bun, hai să dăm drumul. Atenție mare cum pornește, fiți atenți. How cool is that? Deci, oamenii au personalizat toată treaba așa cum trebuie. Am reușit eu să-mi personalizez Windows-ul și ar trebui să funcționeze treaba asta așa. Eu uite că am mers cu amprentă. Foarte frumos. Bun. Ăsta e laptopul. Arată foarte nice. Am făcut upgrade la Windows 11 foarte repede. Și asta este jucărioara. De ce zic că e o jucărioară? Că se poate juca oricine cu ea. Oricine poate să încerce sample-uri, să... Haideți să vă arăt care e treaba cu ea. Fiți atenți. USB-C, țac-pac, am băgat-o și... S-a prins beculețul. S-a deschis și aplicația singură. Și cam așa stă treaba. Merge? Merge! Ia uite, se întâmplă chestii. Deci, hai să vă explic care-i situația. Avem aceste 6 sample-uri și de aici putem schimba pagina, avem 3 seturi de sample-uri. Avem și o piesă de la Alan Walker, Sorry, încărcată deja în acest program. Hai să dăm play piesei. Dau un pic mai încet ca să mă și auziți. Aici pot să opresc din nou piesa și aici avem un filtru, o să-l auziți imediat. La fel ne putem juca și cu viteza piesei. Ia să încercăm și o altă pagină de efecte. Ce îmi place asta? Mișto și de fapt asta este experiența de unboxing a acestui laptop. Cum ziceam, e o jucărie, nu e neapărat ceva cu care poți să te duci în club să mixezi, să faci ceva cu ea, dar este fix experiența în sine de unboxing a acestui laptop și colaborarea Alan Walker cu ROG mi se pare absolut genială, pentru că omul este fiert pe gaming, pe chestii virtuale. O să vă uitați, dacă vă uitați sau dacă ați văzut clipurile lui Alan Walker, o să înțelegeți exact despre ce vorbesc. Și asta zic, experiența cu laptopul ăsta, cu toată chestia asta, cu șapta, cu ciorapii, mi se pare o chestie foarte, foarte mișto. Despre laptopul ăsta, voiam să vă mai arăt o chestie tare, pentru că sunt un freak la sunet, la audio, tot ce înseamnă, și pentru că pentru asta o să-l folosesc, pentru mixuri, remixuri, și chiar și pentru editare video. E un laptop foarte puternic și îmi place că are toată treaba asta cu Dolby. Nu știu cât se aude în video, dar sună difuzoarele astea și are aici două difuzoare, mai are aici unele. Sună foarte, foarte mișto. Și ia să vedem dacă mi iese mie ce voiam să vă arăt. Ce ziceți de asta? Se vedeți? Dacă îl dau mai tare, oare se văd mai tare? Ada, please answer my question. You're going to Alman, aren't you? So what da, if I am? E pe muzică. Cât de tare. Cam ăsta este laptopul, are și o aplicație foarte mișto, se numește Armory Crate. Aici poți să configurezi laptopul, cum să funcționeze, cum să îl pui pe energy saver, pe performanțe, pe grafică și așa mai departe.
Hai să vă zic un pic și despre performanțele acestui laptop. Are un procesor AMD Ryzen 9 5900HS cu grafică, bineînțeles, Radeon și încă o placă Nvidia GeForce RTX 3050, hard SSD sau storage SSD de 1 tera, 16 GB de RAM, foarte, foarte cool, și cireașa de pe tort este că poți personaliza treaba asta. Se vede, da? Olix in the Mix scrie frumos, am reușit să scriu. Are tot aici, în această aplicație, poți să-ți configurezi cum vrei tot ce va apărea acolo. Poți să pui o grafică care să apară pe ritmul muzicii, poți să spui tu un scris, poți să spui să vezi, de exemplu, notificări, dacă-ți vin, câtă baterie mai ai și așa mai departe. Cam asta este laptopul, e foarte cool și abia aștept să-l folosesc.